Luna mai aduce cu sine o atmosferă de prospețime și reînnoire, iar pentru unii nativi zodiacali aceasta poate fi momentul ideal pentru a-și găsi dragostea. Pentru Rac, Balanță și Pești, începutul lunii mai poate fi o perioadă de transformare și împlinire în domeniul relațiilor sentimentale. Rac. Pentru nativii din Zodia Racului, începutul lunii mai aduce oportunități de a-și exprima sentimentele și de a-și găsi sufletul pereche. Racii sunt cunoscuți pentru sensibilitatea și intuiția lor în relații, iar aceste calități îi pot ghida către conexiuni profunde și autentice în această perioadă. Ei pot fi atrași de persoane care împărtășesc valorile lor de familie și de siguranță emoțională. Cu abordare deschisă și empatică, racii pot întemeia legături puternice și durabile în dragoste în această lună. Balan. Pentru Nativi din Zodia Balanță, începutul lunii mai poate aduce armonie și echilibru în domeniul dragostei. Balanțele sunt cunoscute pentru abilitatea lor de a crea relații echilibrate și pentru compasiunea lor față de parteneri. În această perioadă, ei vor fi atrași de persoane care împărtășesc valorile lor de justiție și frumusețe interioară. Pești Pentru Nativi din Zodia Pești, începutul lunii mai poate aduce oportunități de a-și urma visurile și de a-și găsi sufletul pereche. Peștii sunt cunoscuți pentru natura lor visătoare și empatică, iar acea aceste calități pot ghida către conexiuni spirituale și romantice în această perioadă. Ei pot fi atrași de persoane care împărtășesc pasiunile și idealurile lor, căutând o conexiune profundă și emoțională. Prin încredere și deschidere către experiențe noi, peștii pot găsi iubirea și împlinirea în această lună. În concluzie, începutul lunii mai poate aduce oportunități deosebite în dragoste pentru nativi din zodiile rac, balanță și pești. Prin sensibilitate, armonie și visare, aceste zodii pot găsi sau consolida legături deosebite și împlinite în această Perioada anului relatează clic într